Salutare, dragi prieteni! Iată că a trecut și prohibiția, s-au mai ridicat și din restricțiile pandemiei și ne îndreptăm către prima partidă de pescuit pe canalul de irigații. Peștele țintă de astăzi este obletele și babușca, dar dacă intră și alte specii, nu ne vom supăra. Uitați ce e aici. O puzderie de clenuți și obleți. Două posibilități unde putem pescui. Avem aici o zonă umbrită cu apă mai adâncă, protejată de acest pom căzut în apă, și aici o zonă cu apă mai puțin adâncă, foarte limpede. Se vede deja că aici este un număr destul de mare de obleți, dar încă nu am decis unde să pescuiesc. Am preparat-o deja de acasă, este vorba despre benzar oblete. Am pus niște viermuși în ea, am și râme și am două undiți la mine, una de 4 metri și una de 3 metri. Am vreun semnal în partea peștilor. Ok, părăsim acest loc. Din păcate nu am avut doar câteva țăcăneli. Nu am avut ceva concret. Apa foarte limpede. Ne mutăm pe o zonă cu apă mai adâncă. Promițător. Cu apă foarte adâncă. De fapt, destul de adâncă. Să vedem dacă prindem ceva aici. Într-un loc unde arată ceva de genul ăsta, apă mult prea limpede, cred că e fost balastieră ceva aici, dar nu vrem să ajungem pe râu. Să e prima dată, nici nu știu exact unde sunt. Am traversat prin apă, sunt ud, nu m-am descălțat. Iată primul oblete mai răsărit, am ajuns pe râul principal în sfârșit, acesta este locul. Doar cu un singur vierme, după care încercăm și după pești mai mari. E timpul să plec acasă. Cam ăștia sunt obleței. Am prins și mai mari și mai micuți. Obleți de neajlov.
Acum mă voi grăbi pentru că la ultimul loc unde am pescuit mi-am uitat bluza. Sper să o mai găsesc. E o zonă cam mai izolată, dar nu se știe niciodată cine trece pe acolo. Așa că am să încep să strâng. Bun, încălțat. Intrăm în apă plus mocirlă plus de toate. Dar sincer, e foarte răcoritor. M-aș băga cu tot. Am găsit un traseu mult mai bun. Și mâine îl voi urma. Ia uitați gunoaia aici. Ce ziceți, să mă apuc să le strâng și pe astea? Fiind serioși. Este tot aici, în pomul ăsta. Până unde am lăsat-o. Să scuturăm un pic. Ce driluri. Nu știu dacă se vede, dar mai e și un fazan undeva acolo. Uitați-l, se uită la mine acum. Dragilor, iată-ne la locație. Aici am pescuit și ieri câteva ore. Aici lângă mal. Aici vom pescui și azi. Dar avem și boloneza cu noi, să încercăm în curent undeva. Gata. Pentru a fi lansată la apă. Sper să iasă soarele cât mai repede, pentru că sunt ud la picioare, sunt fleașcă. Și nu știu cât de bine e. Am să o arunc la apă până pregătesc și nada și restul echipamentului. Am să bag o râmă, ieri n-am încercat deloc de râmă. Așa că acum am să o folosesc de o râmă. Nada pe care o folosesc este aceeași de ieri. Este benzarul oblete, peste care am mai pus niște șprot de floarea soarelui și niște cerealiere tocate mărunt.
lăsăm cu apă din gârlă. Bolonieza și-a ascuns cuvântul. După doi obleți, iată și prima babușcă de Neajlov, venită la doi vierbi. Astăzi n-am încercat cu vierme roșu, ia să vedem, poate vrea la vierme roșu mai colorat. Ieri mai bine am mers la vierme alb, astăzi să vedem, poate se schimbă, fiind încă umbră pe zona care pescuiesc. Iată-l! Viermele roșu nu spune cuvântul. Câteva babuști am tot lădit, am băgat și mult vierme în nadă. Nada miroase natural, scrot de floarea soarelui, ceva cereale măcinate, grâu și de nadă de la Benzar, oblete. Băga vierme în nadă și acum pescuiesc undeva la ras. Mai de dimineață am pescuit exclusiv după oblete și acum de vreo jumătate de oră pescuiesc la ras. Intră și obleți, dar mi-a intrat și vreo 3-4 babuști, nu mari. Oarecare știam de ieri că aici e o zonă bună. Vine curentul principal și aici se face un ochi unde aproape că stă apa, unde peștii vin și se hrănesc. Eu am nădit chiar aici, lângă stuf, în acel ochi. Am dat vreo 3-4 bulgări dimineață. Și din când în când mai întrețin un bulgăre cu nadă în care bag și vieți.